La sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava au ajuns 32.500 de doze de vaccin antigripal. La sediul Direcției de Sănătate Publică Suceava au ajuns ieri cele 32.500 de doze de vaccin antigripal repartizate de Ministerul Sănătății. Deși noi solicitasem peste 50.000 de doze de vaccin, suntem foarte mulțumiți și de această repartiție. Ea acoperă circa 50% din necesarul inițial solicitat. Dozele de vaccin vor fi repartizate imediat în cursul zilei de azi către toți medicii de familie din județ, conform necesarului cerut de fiecare. Până acum, nici în județ și nici în țară nu au fost confirmate cazuri de gripă. Până în acest moment, nici în județ, nici în țară nu sunt confirmate cazuri de gripă. Este o perioadă optimă pentru efectuarea vaccinării. Înregistrăm o ușoară creștere, dar nu alarmantă, a numărului de cazuri de infecții respiratorii. De aceea invităm populația din grupele de risc, persoanele care se știu din anii anteriori că au beneficiat de acest vaccin, să se adreseze medicilor de familie. Există posibilitatea ca județul Suceava să mai primească și alte doze de vaccin antigripal.